Haideți să vedem, dragi prieteni, dacă răceala mea maximă face echipă bună cu Danger Zone-ul în acest videoclip. Asta o să ne mișcăm fără nicio provocare, o să fim așa chill, mă rog, cât se poate de chill. Și o să încercăm să facem treaba cât mai bună. Deci bine, v-am regăsit la un nou videoclip. O să-mi dau, nici nu știu, o să-mi dau undeva la, uite, la outlet aici. Oh my god, este și asta de aici de la Dogs, este și asta de la Silos. Am înțeles, băi, mor de răciți, știați deja, în fine, de la clipul de competitiv, dacă v-ați uitat la el. Deci o să tușesc, o să vorbesc așa mai pițigăiat. Asta este, mă acceptați așa cum sunt, oricum, repet, fac un efort destul de mare ca să vă pregătesc clipuri. Și aș aprecia foarte mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat pe acel buton de like, dacă mă susțineți și, bineînțeles, dacă vreți să postăm mai multe videoclipuri la mine pe canal. Hai să vedem ce ne pică și noi aici. În clipul următor probabil o să facem o provocare, un challenge. Am citit în comentarii și am mai avut acolo niște provocări destul de interesante, dar o să vă spun, de fapt, cred că deja am ales provocarea, nu vă spun încă, este surpriză. Dar o să vă spun la momentul oportun, o să vă spun că... Salut, mamă, să-mi bag piciorul ăla, are, cred că și pistol. Uite aici o cutie, să-mi bag piciorul, nu găsesc nimic, mă, frate. Când facem clipul respectiv, o să vedeți ce provocare avem. Și cred că mai e unul pe aici. Mamă, muniție, mersi, mersi, boss, pentru muniție. Chiar nu era nevoie, ah, ia uite. Acum e nevoie de muniție. Și stați așa, să dăm și noi aici armor plus helmet. Acum ai nevoie, mă, băieți, pentru muniție. Hai să vedem, știm să tragem cu glocul? Știm. Stați așa să fac și eu, bam. Dar nu să trag așa ca prostul, că îmi consum glanțele aiurea. Unde e drona aia? Hai că mai are până vine drona. Ai drona altuia, opa. Hai să luăm și dolarii ăștia de aici. Opa. Și asta este o armă bună, nu este un shotgun aici. P90. Nice, încarcă 16 gloanțe, atât de puțin. Bă, decât deloc, mai bine, știți și voi. Știți și voi cum e. Și uite, acum cred că pot să mai iau gloanțe. Opa. Mamă, nu-mi place. Opa. Ia uite, mă, frate, cum a apărut cutia asta aici, ești nebună. Era acolo o daie de bani, am văzut-o. Aici. Mă oftic că m-a nimerit. Bă, frate, m-a nimerit în cap, bă. Un hit în cap mi-a dat băiatul. Hai cu gloanțele alea, hai cu gloanțe. Nu spune că a aruncat. Aici. A venit și drona lui, am înțeles. Și un mare C4 pe jos. Bă, frate, vestă, serios. N-am o vestă frumoasă. Dar îmi place că l-a încercat, frate. A mers cu shift-ul și chiar a încercat să se ascundă de mine. Păcat că știam unde e. Bine că l-am văzut. Dău. Opa, e unul care a intrat aici la mine. E pe aici pe undeva, fii atent. Fii atent că îl prinde fratele vostru, Andrei. M-a auzit deja. S-a auzit pe toată harta unde sunt, băieți. Opa. L-ați văzut, nu? Nu știu dacă e același. Opa. Unde te-ai dus, șefule? Face kill-ul băiat, oricum. Pe aici pe undeva e. Cel mai urât am tras. 30 de gloanțe irosite. Bine, nu chiar au fost irosite, că totuși am luat kill-ul. Dar aș fi putut să trag încet câte 3 gloanțe, câte 3 gloanțe. În rest am ales să fac spray. Și sunt lângă butoi, te rog să nu tragi în butoi. Mulțumesc. M-aș appreciate. O, și mai pot să-mi comand gloanțe, dar nu aș vrea să fac asta, că sunt băieții pe lângă mine pe aici. Știi ce fac? Îmi comand gloanțe și eu la fugă, că în partea asta nu-i nimeni. Cred. Da, în partea asta nu-i absolut nimeni, așa că sunt liber să-mi iau gloanțele dorite. Dacă nu mă vede unul de pe munte, cu scoutul eventual. Băi, mai sunt 6 inamici, prima rundă pe ziua de azi, practic. Iese bine, zic eu. Sper. Haide aici. Haide. Come here. Come here. 5 inamici. Parașută? N-am nevoie de parașută. Fac the parachute. Ia uitați acolo. Bă, frate, eu aici dacă stau... Dar stai așa, că a intrat unul, a intrat în zona mea. Nu? Sau s-a dus în altă parte, una din două. Unde e șefule? Nu vreau să deschid ceva sau să fac zgomot. Că nu vreau să aflu unde sunt. Nu știu dacă a intrat în cercul meu. Sau s-a dus în partea, uite, mai pot să îmi comand glanțe. Știți care e treaba? Că dacă faceți abuz și vă comandați de prea multe ori, drona aia vă dă de gol poziția și ăștia o să știu unde sunteți. Din cauza dronei, știți ce zic? I-am dat cap, băieți, dar... L-am luat, what the fuck. Match-shot, dă-o în mama ei de muniție. Match-shot better. L-am luat din aer, what the fuck. Bă, dar i-am dat la început cap. Și după eu zic că am mai băgat ceva gloanțe în el, mă, frate. Bine, măcar că l-am omorât. Aia e drona mea. Uitați-mi drona. Oh, mulțumesc. Hai că nu mă prinde ala. Deci aveam impresia că am comandat muniții. Bine. Avea match-shot. Nu mai am gloanțe, băieții. Ăsta n-avea match-shot. Aaa, dar e la mama naibii. Fiți atenți că e la mama naibii, băiatul, sunteți nebuni. Pot să mai iau un match-shot. Mi-au match-shot, nu mi-au emo, știți de ce? Pentru că uitați-vă unde e ăla, what the fuck. Mamă, frate, ăla e mama naibii, efectiv. Unde e drop-ul? Unde e drop-ul? A ajuns drop-ul? A ajuns, cred. Uite pe aici pe undeva. Și o să avem armă din drop. Uite. A, un SG? Fac. Ne dăm asta. Pe acolo vine, a? Deci asta vine prin capătul ălălalt. Hai să mă grăbesc să ajung înaintea lui. M-am un inamic, frate. Repet, prima arenă pe ziua de azi. Și eu zic că a ieșit bine. Ăla poate fi și pe case. Ăla e pe undeva pe acolo și mă așteaptă și nu-mi place să știu asta. Ia să vedem, o să intre la mine în teritoriu. Mamă, și-aș putea să-mi comand gloanțe sau match-shot. Încă e la el acolo. Înseamnă că e pe undeva mai departe. Băi, el așteaptă... Opa! Nu, a intrat, deci este pe acolo. Este prin partea aia pe undeva. Vă dați seama că el nu știu unde sunt. Eu nu știu unde. O ambulance. Ambulance mai face diferența acum. Mamă, frate, omul avea AK, deci omul avea armă din drop și era pe casă, what the fuck. Avea high ground-ul, putea să mă omoare foarte ușor și îl puteam vedea foarte ușor, dar nu mă uitam atât de sus, frate. Și l-am omorât totuși. Bine, mă. Ce fericit, ia uite. Mamă, bine, mă, că am dat cap. Avea medshot. Și, aparent, oameni buni, Răceala face echipă bună cu Danger Zone, what the fuck, 5 ucideri. Și ăștia mi-au dat mult damage, 82, 77, 54, 42, ăsta nu mi-a dat deloc, dar mi-au dat mult damage, ești nebun la cap. Ok, băi, fraților, nu uitați încă o dată să dați și voi acolo foarte, foarte multe like-uri și haideți să intrăm în următoarea arenă. Și am intrat, dragi prieteni, și în următoarea arenă, haideți să vedem ce reușim să facem și de această dată și... Așa, să mă simt eu bine, că v-am spus, rămâne tradiție să spargem butoiul ăla exploziv. Unde să ne dăm și noi, hai să ne dăm la Charlie, nu ne mai dăm la Charlie, am înțeles. Hai mergem la Delta, frate. Cred că n-am fost la Delta, sau mă rog, n-am mai fost de mult timp. Ia uitați ce frumos și-au dat ăștia aici. Mamă, deci în partea asta o să fie război. Ăștia o să se bată rău de tot, ăștia de jos la fel. Bine, și eu o să mă bat probabil cu ăsta, sau cu ăsta, sau cu ăsta. Da, nu știu, vedem. Vocea mea e minunată, știu. I know, da. Opa, uite acolo ceva cu bani. Uite acolo armă, dacă nu găsesc. Știți ce fac? O să mă duc direct acolo. Ba, e cutie mare, am crezut că e cutie mică. Oh, am pistol. Și pot să iau cutia mare, băieți. Să nu ia altul. Aia e. Și acum am văd de treabă. Nu de alta, poate o vedea altul. Și venea altul la ea și lua altul MP7-ul ăsta. De ce? Când pot să le iau eu foarte, foarte rapid. GG, what the fuck. Nici n-am mai avut timp să stau să schimb pe pistol, ce pui mei. Direct kill. Și avem și mai multe blanțe. Mort ăla. Ba, am consumat gloanțe să-l mor, dar hei, măcar l-am omorât. Cred că o să trebuiască să-mi dau comandă de cască și vest, așa. Sărăcuțul ăla n-avea nimic. Armură că la n-avea, că i-am dat o grămadă de damage. Opa. Acolo sunt mai mulți bani. Oh, păi să iau banii. Sunteți nebuni? Cum să nu iau banii ăștia, că... Că mor aici dacă nu iau. Și poate vezi că era vestă în casă. Era un hammer. Nu vreau să mă duc acolo. Opa, uite încă o cutie mare. Hai să vedem ce-i și în ea. Și după mă duc la ăla de la omorât. Opa, încă una. Da, acolo cred că e shotgun. De obicei astea mai înalte au shotgun-uri. Vedeți că vă arată și pe cutii ce se află în ele. Uite, arată aici ce se află în ele. Ce se poate afla în ele. O leau pe ăsta. Haide, șefule. Ha, mă. Aie. Și în astea mari, mai înalte, mă rog, nu mai mari. Mai, uite aici, what the fuck, mai înalte. O să vedeți, uite, nu mai e shotgun-uri. Și degeaba le spargă. Suca. Trebuie să dăm ammo. Oh, și avem ammo și aici. Dacă știam că avem ammo aici. Ammo. Pe ăsta l-am omorât eu, nu? Da. This is the guy I've killed. Suca. Aha. Acolo era sus, nu? Ce-a încercat să facă tipul ăsta, frate? Mamă, i-am plasat nidul ăla, cred că l-am pus bine. N-a intrat direct pe geam, dar cred că și-a luat mult damage de la nidul ăla. De fapt, pui mea a explodat în aer, ești nebun. A explodat în față, practic, aici a explodat, aici. Aici a explodat. Deci, practic, cred că și-a luat mult damage. Bă, frate, acum am prea multe damage și atunci prea multă muniție. Voi vă bateți joc de mine, serios? Acum chiar sunt prea multe damage și atunci când am nevoie să găsesc, nu găsesc. Chiar acum prea multe, incredibil. Hai, poate reușesc să-l omor și pe tipul ăsta. De vrea să vină el către mine acum. Am auzit? Mi s-a părut că l-aud. A, mă, fug după... Mă da asta de muniție, ești nebun? Așa am ajuns. Niciunul n-are armură, n-are n-asta. Că aparent eu omor pe toți, iarăși match shot, incredibil. Pe 2000, gloanțe, pe 2000, bun. Bun, mamă frate, 7 inamici. Cum de merge atât de bine această arenă, dragi prieteni? Hai băgă moda asta, mamă, ce buz de viteză am. Zici că am speed hack. Să mă rog, zici că am un mic speed hack, nu un de la foarte mare. Unul micuț așa, de vară. Asta a luat ceva de aici. Nu puteam să-l omor, mă. Și mi se pare că mai e unul înăuntru, nu? Sau ăsta de aici arătă. Nu mai am gloanțe, bă. Pa, puteam să-mi dau, match shot-ul ăla, băieți. Mi-a dat cap cu mereu, n-avea armură, bă, puteam să-l omor. Deci puteam să-mi dau match shot-ul, dacă îmi dădeam match shot-ul, cred că aveam șanse mai mari. Dar puii mei, m-am grăbit și asta s-a... A găsit și emo aici. Și nu spune că ea a făcut spell. Uite. 7-7 și mi-a dat cap aici. L-am nimerit, 4 și-o mai avea. Dacă mă retrăgeam și îmi dădeam match shot-ul, aveam mai multe șanse. Cât am omorât? 4, 5, 6 am omorât arena asta, what the fuck. Ba nu 6, păi și atunci... 1, a, am dat în ei, dar nu i-am omorât, ok, kills decât 4. Credeam că toți ăștia am omorât, dar nu, decât am dat damage în ei. Băi, fraților, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, dați și voi acolo cât mai multe like-uri dacă v-a plăcut și dacă, bineînțeles, vreți să postăm mai multe clipuri. Eu am fost Zandrei și ne auzim data viitoare, ceau bă, bye bye.